în fiecare an, de Paști și de Crăciun, ne-am creat acest obicei, să încercăm să dăm un sprijin, să ajutăm noi, organizația Partidului Național Liberal din Roman, și o facem de peste 10 ani de zile acest lucru, și să sperăm să fim sănătoși, să putem face în continuare. Adică noi să putem să punem mână de la mână și să adunăm și să vă dăm și voi să vă rugați pentru noi să fim sănătoși, să fim la putere, ca să avem putere să vă ajutăm și pe voi. Despre asta e vorba. Că dacă ați luat, ați ieșit și ați uitat, asta e treaba. Că pe urmă începem să uităm și noi. Da? Deci important să fim echipă, să ne ajutăm, să fim uniți. Și uite acum când e la... înainte de sărbători și ne întâlnim, da? Numai în cap, e plin de lumină. Înainte de alegeri nu vine nimeni să zică, domne, uite, și noi vrem să vă sprijinim și noi și mai bine așa, că o facem dezinteresat. Ați văzut? Deschis, cu bunătate și cu bună voință și nu condiționăm lucrurile, pentru că nu trebuie condiționate. Dar trebuie să fim o echipă în Roman ca să putem să sprijinim orașul. Că până la urmă orașul ăsta nu e a meu, nu e a primarului, nici a dumneavoastră, e a nostru tuturor. Da? Și trebuie să ne sprijinim cu toții și să fim o echipă unită. Noi o facem din inimă, o facem cam fiecare an această activitate, necondiționată de niciun fel de lucru, decât de bună credință, decât de dorința de a-i sprijini pe cei care au un pic mai multă nevoie de niște lucruri față de noi. Vă urez multă sănătate, la mulți ani bucurie. Domnul primar, vă rog și dumneavoastră să adresați un mesaj. Da, vreau și eu să vă transmit salutările noastre, să aveți parte de sărbători fericite, să aveți pe cei dragi alături de dumneavoastră și să aveți parte de un an nou cât mai bun, un 2020, care să vă aducă tot ceea ce vă doriți fiecare dintre dumneavoastră și să rămânem cu toții neschimbați. Din toate punctele de vedere. Da. Sau dacă ne schimbăm, să fim din 5 mai buni. Cu toate. Multă sănătate la mulți ani. Bun. Începem? Hai. Pricopirina. Aici. Așa și-o. Și o să ia și, și ia și pentru domnul Chira Vasile, care nu e cu soția la Zinu Elena. Și ei și pentru Chira? Chira, da. Mai pe lor. Da, da. Fiecare cu plasa lui. Dar tu și bifează, da? Da, da. Gherghelaș Maria. Doamna Gherghelaș Maria. Haideți. Poți să-și arăți pe următorul ca să se... Oatul Constantin. Da, ușor. Faceți loc așa și la un moment dat să lăsați după ce se mai rărește să fie un culoar ca să fim operativi. Sănătate, sărbători cu bine. Doamne ajută. Lipșa Vasile. Lipșa este. Da, este domnul Oatu. Domnul Oatu aici. Lipșa aia. Da, doamne ajută. Călin Constantin. Călin Constantin, mi-a întrebat un pic în pasă. Trebuie și de aici să se ducă, că sunetul, știi, bate greu după colț. Tănase Gabriela. Haideți, doamnă, da. Să găsi loc și domnului. A. Sănătate, sărbători cu bine. Mandache Florin. Pui Luce. Mandache Gabriela. Doamna dumneavoastră. Ok. Mandache Florin. Bine. Bine acum. Fericică Viorica. Mandache. Viorica. Doamne, sărbători cu bine. Lester Florin. Florin Lester. Florin Lester. Butnariu Florinel. Cine? Butnariu, da? Sârg Elena. Sârg Elena. Uite aici. Știți ce rugăminteam când v-au zis strigați? Zice stare, prezent. Ca noi să știm, ca să lucrăm, da? Da. Scutaru Ion. Scutaru Ion. Era aici, da. Bine? Păi să strige prezent. Așa? M-a zis eu că bate sunetul greu după colț. Tătarul Ioan. Tătarul Ioan. Aici, vine în pace. Bazon Nadia. Bazon Nadia.
Planetarul Mișulică. Să fim sănători. Unde am ajuns eu? Planetar, da? Achip Maria. Doamne ajută. Achip Maria. Maria. Mulțumesc, sănătate. Șerban Elena. Da, sănătate. Sărbătate, sărbători cu bine. Mardache Alexandra. Nu. Mardache Alexandra. Sarion Dumitru Cătălin. Sarion. Rusu Anicuța. Sarion, e prezent, Sarion. Sarion, da, vine acum. Să lăsați un culoar și acolo ca să se circule. Doamna? Rusu. Doamna Rusu, da. Rusu Anicuța. Rusu Anicuța și? Sarion. Sarion, care? Asta mic sau la mare? La mare. Rudichi Gianina. Este? Da, este. Roiu Puliță. Aici. Hai, domn Puliță. Sănătate. Puliță, nu? Și dumneavoastră. Luați dumneavoastră din deasă. Călini, în ghelăte. Sărbători cu bine, doamne. Ghercă Marius. Ghercă Marius. Strigați-o. Este. Ai vină cu asta? Este. Este. Da. Avram Constanța. Încet. Sănătate și sărbători cu bine. Mai strig o dată. Mai strig. Ghercă Marius. Sănătate și sărbători cu bine. Marcu Elena. Marcu Elena. Doamna Marcu, sănătate. La fel. Iftimie Mircea. Prezent. Giosanu Petru. Da. Deci Giosanu. Au început treburile, da? Da. Bine, bine. Nu uitați. Nu, nu, nu. Lupeș Gheorghe. Prezent. Gata. Pârvu Adrian. Pârvu Adrian. Prezent, prezent. Prezent, Adrian. Gurghiș Margareta. Să trăiești. Și faci postul, băie. Am nevoie de ele. Mai faci mâna că de jelază, să scăpăm. Da. Dipel Simona. Dipel Simona. Cine? Cădic Constantin. Cum? Constantin, mai cum? Cădic Constantin, atât. Da, era Călin Constantin. Deci tot la da. Gavrilescu, da? Da, bine. Sărbători cu bine. Gheorghescu Elvira. Trei fie. Gheorghescu Elvira. Sigur este, da. Ungureanu Daniel. Da, doamna Ardeleanu, sărbători cu bine. A Petrei Neculai. Doamne ajută. A Petrei Neculai. A Petrei Neculai. Drăgușanu Darius. Ungureanu Anca. Da, da, prezent. Grigore Elena. Ungureanu, da. Sărbători cu bine. Grigore Elena. Ilieș Maricica. Mil Power Ioara. Boca Virgil. Domnul Boca aici, a? Da. Încet, încet. Basilica Ioan. Sănătate. Doamne, sănătate. Sănătate, sărbători cu bine. Basilica, da? Cine?
Da. Croitorul Renata. Doamna. Diamantii Laura. Doamne ajută, sănătate. Mister Maria. Mister Maria. Cine? Doamna. Sănătate, sărbători cu bine. Roca Elena. Prezent. Dacă vreți un pic să vă dați din ușă, că o să rupem ușa. Să faceți loc acolo. Sănătate. Cine? Rum Constantin. Strugarul Victor. Prezent. Victor, eu, da, ia, așa, aici, după aia toți. Tudose Ioan. Aici. Samir Martin. Dascălu Victor. Zăi. Stanciu Nicolae. Prezent. Doamne, iată că bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să putem și în acest an să păstrăm tradiția. Tradiția Partidului Național Liberal din Roman, sub egida să nu uităm nici când pe cei mai triști ca noi, vorba poetului. Și iată că suntem, cred că, nu știu, al 12-lea an la rând, când reușim să facem acest lucru cu ajutorul organizației, colegii care au dorit, au putut și s-au implicat să configurăm câteva pachete, peste 100 de pachete, formate din produse de tot felul, de la carne, fructe, dulciuri, la produse alimentare de bază, zahăr, ulei, orez, făină, astfel încât acest pachet să asigure măcar un minim pentru aceste sărbători, pentru familiile cu situații dificile. Am dorit să spun din capul locului și ați văzut când le-am adresat și lor cuvântul de început, că aceste lucruri sunt făcute necondiționat, nu au fost acești oameni prin sediul partidului, prin organizații, sunt oameni efectiv atunci când noi am mers în dezbateri prin cartiere, prin orașe, am discutat cu ei și sigur am făcut o inventariere la fiecare dezbatere și întâlnire prin cartiere și iată că acum am putut să ne ținem de cuvânt față de ce le promiteam atunci că vom încerca să-i ajutăm când vor avea nevoie. Crăciunul vine cu bucurie, cu lumină, cu dragoste, cu bunătate, cu înțelegere și încercăm și noi, organizația PNL Roman, să facem acest lucru pentru semenii noștri care au mai multă nevoie. Au mai multă nevoie pentru că probabil viața, soarta a fost mai dură cu ei și sigur că dacă suntem aici, suntem sănătoși și putem, am făcut, facem și vom face acest lucru de-a lungul timpului. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor mei, domnul primar, doamna viceprimar, consilieri locali, celor care s-au implicat în această acțiune, organizației PNL Roman, pentru suflet, pentru inimă, pentru disponibilitate și să fim cu toții puternici și sănătoși să mai putem face. La mulți ani tuturor, cu sărbători fericite, cu un Crăciun luminat, cu cei dragi aproape și cu lucruri frumoase și bune care să ne înconjoare. Vă mulțumesc frumos, domnule primar. Da, și eu vreau să încep prin a mulțumi colegilor din organizația PNL Roman pentru mobilizarea de care au dat dovadă, la fel ca în fiecare an, când atunci când e Paștele și când e Crăciunul, reușim să venim în sprijinul celor care poate au mai puțin, mai ales în preajma acestor sărbători, cu o mare însemnătate pentru creștinătate. Și acest spirit de solidaritate nu face altceva decât să ne motiveze ca gesturile noastre să continue și, de ce nu, să fie preluate de către toți romașcanii și atunci când au posibilitatea să facă un bine celor din jurul lor. Profit de ocazie să transmit și eu, în primul rând, colegilor noștri, multă sănătate, la mulți ani, sărbători fericite, un Crăciun fericit, romașcanilor de asemenea să aibă parte de un Crăciun fericit, să-i aibă mereu pe cei dragi aproape, familiei, rude, prieteni, astfel încât această sărbătoare, care e preponderent o sărbătoare a familiei, să fie una cât mai reușită și, bineînțeles, anul 2020 să ne aducă cât mai multe realizări, așa cum ne le dorim noi, atât pe plan personal cât și pe plan profesional, astfel încât la un nou moment de analiză a unui sfârșit de an să putem avea satisfacția că am făcut tot ce a ținut de noi pentru ca lucrurile în comunitatea noastră în special
să fie într-un făgaș normal și Romanul să continue să se dezvolte prin implicarea fiecăruia dintre noi. La mulți ani tuturor și multă sănătate!